Ta-dam. Sunt Pantera Rosa sau nu? Îmi stă bine, nu? Mersi! Diana Ciobote aici, Diana's Roads. Bine ați venit la un nou vlog Backstagers. Astăzi la avantpremiera de gală a filmului Moartea în vacanță. L-avem aici pe Costeluș, acolo pe Maria și aici pe Mircea. Și promit că cel puțin pe unul din ei o să-i intervievez în seara asta ca să vă aduc informații la cald, așa cum v-am obișnuit de la fiecare film produs de Bravo Films, Bravo Productions. Eu am văzut deja filmul, am fost în sală și genial. Se vede progresul de la producție la producție și băieții nu fac decât să ridice ștacheta nu numai pentru ei, ci și pentru industrie, așa că, sincer, nu e de ratat. Trebuie să mergeți neapărat la Moartea în vacanță și să vă luați doza de râs, fiindcă e garantată. O să vedeți. O să vedeți. Nu dau mai mult din casă. Mă duc să-i localizez pe băieți și să iau la întrebări pentru voi. Pa! Mircea, bună seara! Bună seara! Iată-ne la cea de-a treia avantpremieră de gală pentru al treilea film, Maica Bravo Productions. Da, mulțumesc mult. Mă bucur că ai venit. Cu mare drag. Eu mulțumesc de invitație. Știu că voi învățați de la film la film, așa că vreau să știu de la Mirciulică la Nuntă pe bani ce ai învățat și ai aplicat și acum de la Nuntă pe bani la Moartea în vacanță. Da, de la Mirciulică la Nuntă pe bani, cred că progresul cel mai mare a fost la nivel tehnic. În momentul în care am luat o echipă de profesioniști în tot ce înseamnă imagine, scenografie, recuzit, absolut tot și cumva s-a simțit chestia asta. De la Nuntă pe bani la Moartea în vacanță am învățat că cinematografia nu e neapărat dialog și cumva am încercat să reducem dialogul și să fie totul despre sugestie, despre imagini și o să vedeți, se vede că Moartea în vacanță e un film care nu e o înșiruire de scenete, ci un film mult mai cursiv, care curge și da, într-adevăr am avut mai mulți scenariști la Moartea în vacanță și cred că s-o simți chestia asta. Cum ați selectat-o pe actrița principală? Pe doamna Mihaela Deceanu? Da. Pe doamna Rodica? Ca să fiu sincer, am avut scris scenariul. Am propus scenariul la două actrițe din București, de la Teatrul Național. Amândouă m-au refuzat politicos, okay. Pentru că era o chestie erotică între mine și o doamnă în vârstă, după aceea trebuia să moară, după aceea o chestie cu cadavre, trebuia să ai multă deschidere. Și pe aia am apărat pe doamna Deceanu, i-am propus și a zis, da mă băieți, hai cum să nu. Doamna Deceanu am colaborat și la Miciulică și la Nuntă pe bani, am avut niște roluri scurte și deja aveam o relație apropiată. Că am mai văzut ceva. Cred că era dansat pe la nuntă sau ceva. Da, dansat pe la nuntă, era la nuntă acolo și la Mirciulică apărea pe la minutul 5 la început. Nu am înțeles. Cu scenariul cine a scris la el? Păi scenariul e în aceeași formulă, a fost Cristi care este și regizor, eu, Tibi Codorean, Cristian Ciui, Andrei Vereștiuc. Andrei Vereștiuc a venit cu ideea, adică el ne-a spus povestea asta undeva în 2021. A zis că e poveste reală. El așa a spus, poate ne-a mințit, nu știu, dar în 2021 ne-a zis povestea. Noi am dat seama că nu putem face povestea asta cu 2021, cu experiența noastră, am așteptat. Și după ce ne-am învățat, ne-am făcut temele, în 2023 ne-am înhămat la proiectul ăsta. Și a mai fost Sergiu Floraia din București care ne-a ajutat la scenariu. Nice. Investiție totală? Tot ce înseamnă producție, undeva la 1 milion de euro. O costa faptul ca să arate așa de bine, să fie filmat în mai multe țări. Și suplimentare și partea de promovare, de a distribui un film, a promova un film și aici e vorba de câteva sute de mii de euro. Numai popcorn-ul din seara asta și da, băutările. Cu tot dragul, adică, într-adevăr, în momentul în care ajungi să pui filmul și să vezi reacții din astea bune, îți dai seama că nu-ți dorești neapărat să faci un profit, îți dorești mai să faci bani cât să faci următorul film. Exact. Și apropo de următorul film, da. E gata scenariu? Nu, avem o idee, avem câteva scene, dar încă nu este gata scenariul. Tot așa planezi să te strângi undeva într-o căpănuță? Da, ne dorim chestia asta, dar cumva, să spun sincer, contează că să fie oarecare presiune după succesul lui Moartea în vacanță, să fie, bă, trebuie să fim măcar la nivelul ăsta. Da. Bine, baftă multă. Mulțumesc. Ne vedem și la anul pe vremea asta cu următorul film. Doamne ajută. Și la Cluj, cât mai multe lucruri faine, cum faceți voi acolo. Să fie, mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Salutare, dragilor! Bineînțeles, păstrăm tradiția, Ionuț, și facem interviu și de la Moartea în vacanță, dar l-avem în premieră și pe Gică. Și pe Gică, da, sunt mare consumator de popcorn, tot am prins ocazia, am venit să văd dacă e popcornul diferit la Mircea Bravo. Și cum a fost? A fost foarte bun popcornul, da? Mi-a plăcut, da? Dar și filmul. Chiar am râs, am râs cu Gică, am și stat, ne-am chicotit acolo la glume. Mi-a plăcut mult. Cum ți s-a părut? Bun! Invidios de bun. Da? Da. Ah, atât de bun.
Da, nu, chiar foarte bun. Ceea ce e bine că se întâmplă în industrie. A fost, cred, cel mai bun film al lui Mircea de până acum. Asta aveam să mă întreb. Cum deci vi s-a părut? Am fost în al doilea. Și am zis asta, că e cel mai bun. Și al doilea a fost bun, dar asta e chiar, se vede că merge doar în sus. Exact, se vede ce evoluția. Da, da, extraordinar. Am văzut că și voi doi ați fost în Grecia și ați făcut tot un soi de vlog, film, mă rog, în serii, da. Pe zile, așa. Care a fost experiența voastră acolo cu românii? N-am omorât pe nimeni. Pe nimeni, nu? Am fost doar noi moartea pasiunii de multe ori, că eram obosiți, veneam după o perioadă în care muncisem mult și ne-a murit cheful când am ajuns acolo de a mai face ceva. Dar ne-am distrat foarte mult. E un loc interesant, Grecia, adică e de vizitat, ca voi să zic așa. Voi unde ați fost? Pe ce insulă? Am fost la Bogați, la Tasos. Am vrut să ne simțim ca acasă și ne-am simțit ca acasă. N-am auzit, nu știu dacă am auzit greacă cât am stat acolo. Nu, au plecat grecii. Am emigrat toți greci, da. Dar grecii vin vara la Mamaia. Noi mergem la ei și facem schimb. E work and travel, facem schimb. A fost fain. Super. Vreau să știu așa ce proiecte mai aveți. Voi aveți ceva cinematografic? Lined-up? Urmează ceva? Vă vedem în ceva? Așa ar trebui. Nu știm dacă mai scot oamenii ăștia unde am jucat. Da, avem. Uite, George are două filme, eu am unul. Avem un film comun. Da? Avem un film comun care nu știm când se lansează, dacă se lansează, cum se lansează, dar sperăm să... E dacă deja filmat? E făcut 98%, okay. Să zice că mai e 2%, dar vedem ce se întâmplă. Și mai e unul care e deja filmat, care cred că o să fie lansat undeva prin mai. Okay. Da, și e foarte drăguț, abia aștept să... Tot comedie? Comedie, da, da, că pe dramă, da. Dar nu mai merg dramele, n-ai văzut Joker, s-a plâns lumea de Joker, nu? Mă, e destul de dramă în viața de zi cu zi, știi? Da. Și mai bine da. Să mai facem oamenii să râdă. Așa e. În seara asta chiar am râs, așa că, ce să zic, mă bucur tare mult că ne-am întâlnit, mă bucur că te-am cunoscut. Și mie. Și ne vedem la filmul 4, facem în continuare interviuri. Going strong. Vreau să vă întreb cum v-ați întâlnit cu băieții, cum v-ați cunoscut cu băieții. Sincer, echipa lor m-au contactat la primul film, Mirciulică, și mi-au propus un rol episodic. Dar nu există roluri mici, roluri mari. Există creație artistică, da. Și am acceptat. Oricum ei erau deja consacrați pe piața artistică și am zis, cum să nu, gata, vin. Și apoi, la Nuntă pe Bani, tot așa am jucat rolul unei răutăcioase care supăra mireasa, o pișca puțin așa. I s-a răspuns și din partea mirese, mi s-a răspuns pe măsura obrăzniciei mele. Și acum mi-au propus, moartea în vacanță, rolul Rodicăi, repet, un rol pe care orice actriță din țară îl poate face. Ei sunt drăguți și încearcă să spună că am fost victima potrivită, nici poveste, nu. Plăcerea și bucuria a fost de partea mea și știam cu cine voi lucra. Ați făcut un rol sincer, nu vreau să vă laud, dar magistral, mi-a plăcut. Mulțumesc. Mai ales că implică foarte multă interacțiune. Vorbeam și cu Mircea mai devreme, a fost o provocare și pentru actori, pentru că sunt câteva subiecte tabu, așa să zicem, destul de complexe și le-ați acceptat fără să stați pe gânduri. Cum a fost experiența de filmare cu echipa și... În primul rând, băieții sunt foarte respectoși. Da. Știm că regizorul, deci Cristi Ilișoan, este, și nu numai el, în general un regizor artistic, este, cum zic eu, Dumnezeu pe platou. Adică el este cel care te direcționează. Îți dă voie sau nu îți dă voie să faci anumite lucruri? Trebuie să te duci în direcția personajului care trebuie creat. Da. Dar el lucrează cu foarte multă delicatețe și îți mărturisesc sincer actorii de teatru. Acum nu chiar toți, dar eu, de exemplu, învățată atâția ani să lucrez pe scenă, avem o altă abordare a personajului, adică emisia vocală este mai puternică, atitudinile sunt puțin mai ample, mai vizibile, să zic, mai ca botine, aparent ca botine. Ei, la film nu merge așa. La film trebuie să fii mai ponderat, e suficient replica să o dai doar pe intenție, okay. Deja aparatul surprinde, da. Toată chestia asta, ori eu eram învățată să exagerez. Și atunci Cristi, cu foarte multă delicatețe, nu îmi spunea decât, doamna, de ce nu e prea mult? Și înțelegeam. Deci știam că ei sunt respectuoși, că se țin de cuvânt, că sunt foarte bine organizați, că nu ai timp morți, exact. În filmări. N-a fost nici overtime, cred. Nu a fost nimic care să te deranjeze, a fost pur și simplu, cum să zic, totul la curs. Cu o precizie extraordinară, ceea ce pentru oameni în vârstă ca mine e important. Cum v-au primit cei din Poros?
au fost foarte drăguți, mai ales că am lucrat și cu români care sunt stabiliți acolo, da, grecii de asemenea au fost drăguți cu noi, dar sigur ne-au ajutat, sau nu știu, Mircea poate să spună mai mult, dar eu am constatat că românii care erau acolo au vrut automat să facă și figurație, da, să fie alături de noi și toată lumea a fost pozitivă și, repet, elementul principal care a fost acolo, respectul. Respect. Și dai ceva frumos, tare fain la Cluj, la dumneavoastră, da, acolo, e un pic diferit față de București. Nu, nu, eu am găsit aici un București extrem de cald, toate sălile ne-au primit atât de frumos. Pur și simplu s-au ridicat în picioare ca la un spectacol de teatru, că atunci se întâmplă când actul artistic îți place foarte mult, spectatorul se ridică la final în picioare. Asta e. Și aici am simțit același lucru. Am văzut pe fețele lor zâmbet, n-am văzut blazare sau ironie, dimpotrivă au fost extrem, extrem de luminoși și mulțumesc pe această cale Bucureștiului. M-a bucur să aud asta. De regulă aici fiind învățați cu atâtea premiere, tocmai, exact, tocmai asta și spun că e un pic mai diferit, dar întotdeauna mi s-a părut și mie că atunci când e vorba de Mircea și echipa sa, toată lumea este foarte, foarte deschisă. Și da, da, trebuie să recunosc că Mircea și Cristi, de ce? De ce să-mi fie rușine să spun? Mi-au dat chiar o șansă. O șansă pentru un actor pensionar care te gândește așa, măi, de la pensie la moarte, zicea tatăl meu, e cât de la logodnă la nuntă, știi? Și am îngrăbit să prelungim momentul respectiv și uite că ei mi-au dat șansa să joc în film chiar după pensionare. Niciodată nu e prea târziu. Na, așa este. Și trebuie să avem curaj și încredere în procesul. Absolut. Copii, că atunci când avem un vis se împlinește. Absolut. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Ești extrem de pozitivă și mă bucur când tinerii noștri apreciază ceea ce se face și pe plan artistic, educațional. Mult succes în ce faci. E nevoie de oameni ca dumneavoastră în România și de proiecte ca vlogul meu. Absolut. Mult succes. Vă mulțumesc și eu. Cristi, o bucurie să ne revedem la București, o bucurie la București. Foarte frumos filmul, Moartea în vacanță. Spune-mi, tu ești omul cu cifrele. Da. Cât a costat, câți oameni au lucrat și ce a implicat așa din punct de vedere? Chiar nu sunt cu cifrele, dacă vrei să știi. Nu, în interviurile mele. Mai mult Mircea cu cifrele, dar a costat spre 1 milion de euro. Ok. Nu? Și încă n-am tras o linie să vedem cât a costat distribuția, dar o să meargă mult peste. Uh-huh. Ce să zic, da, cam asta. E foarte scump să filmezi în trei țări și cu actori, comedianți, care, mă rog, scump. Și da, e tot mai scump să faci film în România și dacă vrei să-l faci de calitate, da. Câți oameni au lucrat? Băi, ce să zic, vreo mulți. Adică echipa tehnică tot timpul a fost vreo 70 de oameni pe zi. Ok. Și, na, figurații și așa cu tot cu cast și tot ce înseamnă, vreo 150-200 de actori. Wow! Da. Și de acolo din pe plan local, nu? Sau și de acolo de pe plan local, am luat o grămadă de figuranți, da. Cum v-au primit cei foarte din Poros, bine, da? Foarte bine, doar că ei au ritmul lor, adică nu prea le faci tu program. Nu-i scoți din... Exact, și până la urmă ar trebui noi să intrăm în programul lor. Și asta s-a și întâmplat, ne-a relaxat, am intrat în vibe-ul ăla de Grecia și... Ne-a și simțit bine și asta cred că s-o da, da, da. Se vede și o relaxare în toată munca. Exact. Ce ai învățat de la Micciulică la Nuntă pe Bani și ai aplicat? Și... Ritmul filmului. Asta am învățat și asta a făcut mai bine la filmul ăsta. Filmul are ritm, are aventură, are miză mai mare, are contrast tot timpul pe ecran. E un personaj colectiv, cei trei. Adică... Da, sunt multe. Sunt multe ingrediente care fac o poveste bună. Și, da, cred că e un film diferit de ce am făcut până acum, prin faptul că am adăugat și niște aventură la comedia pe care o livram. Da, asta nu poate decât să ridice calitatea filmului. Super. Atunci invităm pe oameni să vină la film, să-l vadă. Da, invităm oamenii să vină la film, să vadă o comedie de calitate, cu actori de comedie care sunt foarte buni pe ceea ce fac ei și... Suntem convinși că o să râdeți. Cu siguranță. Bravo! Bravo!
Felicitări! Bună seara! Scuze că v-am spart timpanul. Toți oamenii de aici, să știți că sunt foarte emoționați. E greu să facem un film. Hai că renunț la microfon. Mai bine fără. Da. E foarte greu să facem un film. Și prin muncă, și prin bani, toate chestiile astea, dar cel mai mult prin nesiguranța aia, că te apuci de un lucru, scrii un scenariu și zici, băi, bun, nu-i bun, habar n-am, nu mi se pare tare. Te apuci, îl filmezi, parte desfășurare de forță, iei oamenii, duci în Grecia, stăm în om de dormite, băi, tare, nu-i tare. Și te gândești, bă, dacă vin, proiectez filmul ăsta și zice lumea, ce-i cu mizeria asta? Vine lumea și te bate. Bine. Și atunci, în momentul în care îl proiectez și venim în fața voastră și vedem reacții de genul ăsta, ne dăm seama că pentru asta am muncit. Noi deja suntem mulțumiți, vă mulțumim foarte mult! Noi mulțumim! Bă, vreau să vă mulțumesc foarte mult, nu mă așteptam la asemenea primire. Ce să zic, eu am fost onorat să lucrez cu asemenea actor și vreau să mulțumesc în primul rând. În primul rând actorilor care au făcut acest trio minunat, lui Costel Bojol. Da. Bravo! Mariei Popovici. Bravo, partenerul meu! Și bineînțeles, vreau să mulțumesc și tanti Lenuța. Vreau să mulțumesc! Bravo! Să vă spun că în momentul în care ne-am gândit prima dată la film, ne-am gândit să omorâm pe tanti Lenuța. Nu! După aia ne-am gândit, bă, nu-i prea ok. No. Nu prea o idee bună chiar să omor pe tanti Lenuța, nu-i ok. Și atunci ne-am gândit, bă, hai să propunem unei alte actrițe. Doamne Mihaela Deceanu. Vreau să mulțumesc foarte mult că a avut curajul să accepte un asemenea rol. Și... Și bineînțeles vreau să mulțumesc prietenului nostru Cătălin Herlo, actor la Teatrul Național din Cluj. Bravo! Te promit că la următorul film joacă mai mult. Exact. Și ce să zic, dau cuvântul actorilor. Vedeți că trebuie să vă luați pastila. Uite, ai cuvântul. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru primire și reacție. Vă mulțumim foarte mult că ați venit. V-ați dat jos din pat și ați venit. Da, nu trebuia să zic că ați dat jos din pat. Dar mă rog, foarte bine. E păi foarte bine că v-ați dat jos din pat. Eu continui cu asta. Și da, și vreau să zic că întreaga echipă cu care am colaborat a fost minunată, am legat prietenii. A fost o experiență foarte, foarte plăcută și ne-am distrat foarte mult și sper că s-a văzut asta pe ecran. Super! Eu nu mai am mare lucru de adăugat, au spus colegii mei tot ce aș fi vrut și eu să spun. Vreau să vă mulțumesc vouă că ați fost în seara asta aici, să mulțumesc o dată lui Cristi, scuze, și lui Mircea Bravo. Și într-adevăr, să știți că sunt sigură că după fiecare avanpremieră actorii vorbesc și zic că a fost o echipă minunată, dar sincer, au o echipă de oameni care sunt deosebiți. Mă bucur mult de tot că i-am cunoscut și că am lucrat împreună, mă bucur că am lucrat cu Costel și cu Mircea. Și că acum suntem prieteni foarte buni și vorbim tot timpul. Da.
eu nu mai am cuvinte. Dacă vreau să mă omoare, ce să mai zic? Bunica e eternă. Eu vă mulțumesc în parte la fiecare. Nu vă cunosc, mă cunoașteți. Acolo am văzut un domn drăguț cu ochelari, s-o sculat primul picioare. N-o, păi cum? Mai zis în... Am mai zis în alte săli că îmi plac femeile și la locul lor. Dar mie îmi plac bărbații. Domnul, o știu gândul meu. Mă bucur că am ajuns iar să dau chef cu dumneavoastră. Mă bucur că mi-au luat rolul. Ce povară! No, că de mine nu s-a putut, că nu încăp în coștum. Da, nu s-a fost mai acceptabilă. O mai ciobit, dar din mine nu s-a putut. Și te felicit. Da, da. Nu cred că nu este femeie de aici să nu acea acceptată să lucre cu Mirca. La. No. Și cu Cristi. Acum cu Mirca și Cristi, că numai ei doi sunt. Acum o deveni și Costin. Avem trei bărbați. Celo patru. Da, toate că noi suntem primii. Să fie un stereotip verbal și să gândesc la fel, în fiecare sală am spus că am rămas impresionată de căldura cu care dumneavoastră bucureștenii ne-ați primit pe noi cei din provincie. Vă mulțumesc din tot sufletul! Trebuie să recunosc și am mai spus-o că visul meu la pensionare a fost să mor în Boros. Sponsorii pe Mircea și pe regizorul Cristi Ilișoan au vrut. Mi-am găsit pe cei care să săvârșească prima, Costel și Maria. Tu i-ai executat foarte bine la final, oricare, chiar și din această sală sunt convinsă dintre femei ar fi putut să joace rolul Rodică, nu este foarte complicat, sigur ei vor să mă încânte, dar eu vă mulțumesc pentru căldura dumneavoastră, pentru respectul de care ați dat dovadă față de actul artistic și vouă tuturor vă mulțumesc pentru șansa pe care mi-ați dat-o. Mulțumesc! Doamne, ne întâlnim! Doamne, ne întâlnim!